Îi înțeleg tristețea lui Iglesias. Nu mănâncă ciorbă de pește. Și dacă nu mănâncă ciorbă de pește, atunci e trist. Eu pun puțin oțet, după cum vedeți, tocmai ca să-i dea gust, și se fremete puțin apa asta din jurul cozii de pește. Asta este bucățica de pește corespunzătoare. După cum arată, e o poveste de monstru marin care a fost persecutată și ținută aici, la temperatura de fierbere, împreună cu niște legume care își spășesc păcatul gustului și cel termic, împreună primenindu-se și construind un ansamblu al gustului bun, care poate fi ajustat cu niște ardei iuți, firește. În ansamblu, privind lucrurile, viața e tristă, la nivelul complex e nostalgică, la nivelul armonic, eu nu înțeleg în continuare pe lui Iglesias. Dacă era lângă mine, indiferent de vârstă, mânca și el o ciorbă de pește. Așa, e trist, își plânge de milă, e nostalgic și nu știe ce pierde.